ofertă educațională a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu din Republica Moldova s-a completat anul acesta cu programul de master științific tehnologii moleculare în sănătate. Deci este un program de master care își propune de a pregăti specialiști cu deosebite abilități de lucru în cercetarea biomedicală, biotehnologică și farmaceutică. Programul este deschis atât pentru absolvenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu, cât și pentru absolvenții programelor de licență ale altor universități care sunt relevante pentru tehnologiile moleculare în sănătate, cum ar fi programele de biologie, de chimie, biotehnologie și altele. Pe parcursul a 2 ani de studii, masteranții vor avea posibilitatea să studieze cele mai moderne tehnologii de lucru în laboratoarele biomedicale, biotehnologice și farmaceutice, atât în universitatea noastră, cât și în universitățile partenere de peste hotarele țării. La finele acestui program de master, absolvenții vor fi bineveniți și așteptați în laboratoarele științifice ale universității, în laboratoarele științifice ale instituțiilor de cercetare medicale din Republica Moldova. De asemenea, ei vor putea să lucreze și în laboratoarele de diagnostic, asigurând o asistență medicală populației din Republica Moldova. Unii absolvenți care vor dori să-și continue studiile vor putea beneficia de asemenea de posibilitatea de a continua prin programe de doctorat. Vă așteptăm la universitate!